Un tânăr de 28 de ani din comuna Șimian a fost lovit cu un corp contondent de 4 bărbați. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată și s-a deplasat imediat la fața locului. În timp ce se deplasa cu un vehicul cu tracțiune animală, un tânăr de 28 de ani din comuna Șimian a fost agresat de 4 bărbați cu vârsta cuprinsă între 33 și 71 de ani, toți din Drobeta Turnu Severin. Totul s-a întâmplat din cauza unui conflict mai vechi. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor a stabilit că un tânăr de 28 de ani, în timp ce conducea un vehicul cu tracțiune animală pe drumul Cenețului din municipiul Drobeta Turnu Severin, a fost lovit cu un corp contondent de 4 bărbați cu vârsta cuprinsă între 33 și 71 de ani, toți din aceeași localitate. Bărbatul de 28 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar sub coordonarea procurorului de caz, 3 din cei 4 bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunerea corespunzătoare. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată imediat la fața locului. Bărbații au fost reținuți pentru loviri, alte violențe și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.